Hei, acum pornesc spre Dubai, spre Hurghada Marina, nu spre Dubai Marina. Sunt în holul hotelului, am comandat un Uber și o să mergem spre Hurghada. Extraordinar, omul ăsta a mers cu mașina cu farurile stinse de la hotel și până aici. Uf. A mai consumat curent. Nu-i mai vine factura mult. Eu acum văd. Că vedeți că nu luminează nimic în fața la taxiul. În spate la taxiul, pardon. Yes, okay? Yes. Yes, my friend, is okay. Yes. Yes, yes. Thank you. Thank you. Thank you for all. Bye-bye. Am ajuns în Hurghada Marina. Chestia e că la intrare ne-a cerut mască. Eu n-aveam mască la mine, pentru că până acum nu mi-a cerut nimeni mască în afară. A spus că intrăm aici doar cu mască. Treaba bună e că am intrat fără mască. Nu mi-a mai zis nimic. Asta e bine aici la ei. Nu te obligă. Te întreabă, dar nu te obligă. Nu e ca la noi. Să te oblige cu masca. E pustiu și pe aici. Cum e pe la noi prin centru vechi. Terasele sunt goale. Câteva persoane. Vaporul ăsta e chiar arată bine. Avem și un trenuleț. Da, am observat acum la venire, când bucăm și filmare, am mai spus, omul care a condus nu avea farul, le-a prins. Incredibil cum se poate circula pe aici. Nu vreau sushi acum. Aici avem ceva prețuri. Faceți și voi un stop, un cadru stop și vedeți prețurile. Da, eu am vorbit că am poftă de sushi, dar nu mănânc sushi aici, mănânc în țară sushi. Nu de aici. Deși era o experiență să mănânc și de aici. Da, sincer, mă așteptam să fiu mai aglomerat. Dar, nu sunt nici musturiști. Terasele, eu știu, sunt ocupate 20-30%. Din ele, cam așa. Tocmai cert că e frumoasă promenada asta, să te plimbi pe ea. Foarte interesant. Doar că puțină lume. Pare trist așa. Ați fi în vineri, la ei e ca un fel de duminică la noi. Da, asta e. Poate fi și ăsta un motiv? Nu cred. Pe aici vin mai mulți turiști decât localnici.
Da, ne-am oprit la un restaurant să încercăm ceva aici de... Ca să mâncăm ceva fructe de mare. Cam asta e Marina Hurghada seara. Destul de pustiu. Poate în alte vremuri era mai plin, mai plin locul. Vedeți aici un bar, Nubian Sky. Dacă schimbăm o literă, înseamnă cu totul altceva. Ne-am oprit la acest bar, unde avem la mâncare reducere de 20%. Asta e oferta zilei de azi și astea sunt prețurile. Dați și voi un stop cadru, ca să le vedeți mai bine. Cum așa arată. Okay, interesant, nu? Arată bine. Super tare. Super tare. A sosit gustarea. Creveți și calamari. 5 creveți la 7 măgari. Pisică mâncând creveți. Hai pisul, mănâncă. Hai pisul, hai. Hai pisulina, hai, așa. Bravo pisul. E prea fierbinte și nu poate să o mănânce. Frumoasă. Pisică mâncând calamari. Bravo pisul. E fierbinte, e fierbinte și nu poate să o mănânce. Pisul. A venit mâncarea aia, creveți jumbo. Hai să vedem. Uite cum arată. Sunt de corticață. Și acolo ce avem? File de somon. File de somon. Cu orez. Tu ai ceruș cu orez? Era inclus. Cum arată? Arată bine. Păi ce ne chinim cu ăștia? Sunt de corticață. E 240 de lei, 40 de lire, de pounds, porția. Închid acest vlog aici. Dacă v-a plăcut, dați un like. Dacă nu v-a plăcut, dați un like. Dacă doriți să vedeți și alte aventuri de ale mele pe aici, abonați-vă la umilul meu canal de YouTube.